Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați revenit la o nouă ediție a emisiunii Realitatea la zi. Iată, din nou suntem față în față cu dumneavoastră, cu o nouă temă și cu un invitat special în seara aceasta, un prieten al nostru și de asemenea un om de media, așa că îi spunem bun venit domnului Daniel Alexandrescu, pastor la Biserica Creștină după Evanghelie Izmânda din București și realizator la Radio Vocea Evangheliei București. Daniel, bine ai revenit! Bine te-am găsit, Cătălin, mulțumesc pentru invitație! Iată-ne că astăzi discutăm noi doi, între doi realizatori. Tu ești și realizator de radio și realizator de televiziune. Lucrăm împreună pentru promovarea Evangheliei prin media și în seara aceasta mi-am permis să te provoc la o discuție pe tema educației, practic pe tema vieții, ca să spunem așa, pornind de la educația religioasă, ceea ce facem noi în fiecare zi și, bineînțeles, punând în balanță și educația laică. Fiecare dintre noi, și tu și eu, suntem și trecuți prin școala laică, suntem și părinți, avem copii care merg la școală, deci, într-o oarecare măsură, avem contact direct cu cele două forme de educație. Facem educație, practic, și în continuăm să învățăm și noi, de altfel, în continuare. Așa că aș vrea să vedem care crezi tu că ar fi, așa, pentru început, relația, sau să spunem, diferența, mai bine zis, între abordarea laică și cea religioasă a vieții. Că, până la urmă, indiferent că vorbim de sănătate, educație, profesii, vorbim de câte o componentă din viață. Și, până la urmă, putem spune că tot ce facem noi este o părțicică din viață. Așa că, hai să ne ducem direct acolo. Cum vezi tu viața din cele două perspective? Mi-a plăcut, ca să-ți răspund la întrebarea asta, mi-a plăcut perspectiva unui om de știință, a domnului Ion Miclea, și asta cu mulți ani în urmă, în anul 1942, el avea o perspectivă care, cred eu, se potrivește și pentru secolul 21, pentru zilele noastre, și vedea diferența între educația aceasta laică și cea religioasă și el a făcut o comparație spunând educația laică își propune să-l facă pe copil cât mai asemănător cu omul, să îl identifice cu omul, pe când educația creștină, religioasă, îl vrea cât mai asemănător cu Dumnezeu. Și am încheiat citatul. E adevărat că în zilele noastre se pune un accent deosebit pe educație. Avem și platforma aceasta, România Educată, ne tot batem capul cu educația în fel și chip. Însă, ceea ce e surprinzător este faptul că educația religioasă, deși suntem o țară creștină și încă se face și avem libertatea aceasta, slavă Domnului, și se poate preda religia în școli, a ajuns așa ca o cenușăreasă, aș zice eu, sau dacă aș folosi expresia domnului Andrei Pleșu, el spunea, nu mi-e clar de ce studiul religiilor sau studierea, educația religioasă reprezintă o intoxicare, așa cu ghilimele de rigoare, insidioasă, spunea el, iar propaganda antireligioasă nu. Și adevărat că asta ar trebui să ne pună mari semne de întrebare când ne referim la educația laică și cea religioasă. Cândva, mulți ani în urmă, teologia era considerată regina științelor și astăzi a ajuns cenușăreasa sau cea mai disprețuită. Și dacă e să vorbim din perspectivă creștină, noi trebuie să avem o bază, un fundament prin care vom înțelege lumea, creația, conceptul acesta despre lume și viață și e adevărat, ne raportăm și la știință, dar nu putem să ignorăm nici cuvântul lui Dumnezeu, credința. Așa este și fii atent, dacă vorbim despre educație, vorbim despre sănătate, vorbim despre
practic sunt două componente de bază ale vieții omului. Dacă vrei să distrugi un popor, zic, anulează dreptul la sănătate, da? Desfințează spitale sau știu eu dispensarele, dacă vorbim de cele cum erau odată pe vremuri la în mediul rural, sau desfințează școlile. Din motivul, în momentul în care poporul român, și dau un exemplu, nu de departe, de lângă noi, poporul român a propășit este doar prin faptul că s-au înființat școli și o să vă discutăm despre asta și apoi despre, bineînțeles, s-a redus mortalitatea pentru că oamenii au pus mai mult preț pe sănătate. S-au specializat, s-au tratat și tot așa. Deci, practic, sunt două componente de bază. Acum când vorbim despre educație și de cele două forme de educație, educația laică, educația religioasă, automat mergem cu gândul la copiii noștri. Hai să vorbim despre ei. Și noi, părinții credincioși, avem oarecum așa un format pe care îl urmăm fiecare. Copilul se naște în familie, are parte de educația aceasta preșcolară, deci până înainte să ajungă la școală, merge la biserică, e binecuvântat, ajunge la grupele de copii. Deci, practic, în familie are parte de educație moral creștină. Dă față în față cu grădinița și apoi cu școala primară și acum completează partea aceasta de educație cu educația laică, care, știm noi, nu este o educație religioasă, ci, dimpotrivă, acolo are, să spunem, șansa sau ghinionul, mai bine zis, să intre în contact cu tot felul de alte idei despre lume și viață. Hei, aici se întâmplă un lucru foarte interesant și noi ca părinți, de bună voie, nu ne obligă nimeni să facem lucrul acesta, oferim din autoritatea noastră. Dacă acasă copilul ne ascultă pentru că suntem părinți, și la școală autoritatea noastră oarecum este delegată unui cadru didactic, educatoare și cu profesor și tot așa, și atunci autoritatea aceasta asupra copilului practic vine atât din partea profesorului cât și de acasă. Și uneori ajung să se contrazică mai târziu cu cât crește vârsta. Cum vezi tu prima parte? Cât de importantă este partea aceasta? Tu ești și păstor și vezi lucrurile și din punct de vedere al părinților, nu din partea, numai din, al copilului. Cât de importantă este partea asta de educație care se întâmplă în familie înainte de a ajunge la școală. Copilul, părintele să investească, cât de ar trebui să investească în educația acasă și apoi la biserică, bineînțeles. Aș zice că educația asta n-ar trebui să se limiteze doar la primii 7 ani, ci ar trebui să se completeze, să se consolideze și apoi, după ce copilul sau copiii noștri sunt regimentați într-un sistem educațional public sau privat sau instituționalizat, ca să răspund. E adevărat că noi, creștinii, urmăm un model și ar trebui să urmăm modelul acesta al evreilor și în cultura evrească un copil era încredințat mamei până la vârsta de 5-6 ani. Mama ar juca un rol major. Și acum, dacă vorbim despre educația contemporană, un rol foarte important îl are mama în societatea evrească de astăzi. Așa este și de asta consider că este absolut necesară această educație în familie, pentru că acolo se pun bazele. Și copilul înțelege identitatea părinților, începe să-și pună întrebări. Dar de ce tata merge la biserică? De ce trebuie să ne rugăm? De ce cui ne rugăm? Exact. De ce e așa de importantă Biblia sau Sfânta Scriptură? Ce găsim acolo în ea? Începe să se întrebe dacă cum am apărut, cum, cine m-a creat. Sunt întrebări existențiale care își caută un răspuns. Și e adevărat că noi ca părinți creștini trebuie să fim gata să răspundem la aceste întrebări ale copiilor noștri, dându-le o identitate și o direcție biblică și un răspuns care este potrivit cu cuvântul lui Dumnezeu. De ce? Pentru că oricum la școală se vor întâlni cu o altă perspectivă științifică sau evoluționistă și asta se va suprapune deja peste educația care noi am realizat-o, dacă am realizat-o în anii timpurii acasă.
și va prima cea care, evident, va fi mult mai bine înțeleasă de către copil, explicată de către părinți și însușită. Copiii să vadă că noi nu doar că le transmitem niște adevăruri seci, ci niște convingeri, niște credințe inspirate, izvorâte din cuvântul lui Dumnezeu. În ultimii ani observăm așa o tendință și o direcție în programele școlare în care tot mai puțin se pune accentul pe creaționism, pe implicația divinității în formarea universului și încercăm să răspundem la marele întrebări ale vieții doar bazându-ne pe știință. Și nu e suficient. Nu vreau să antagonizez știința și să o demonizez. O respect, iubim știința, dar ca și creștini ar trebui să răspundem la aceste dileme ale vieții, întrebări existențiale, folosind știința în relație cu credința și să vedem cum se completează cele două. Pentru că întotdeauna n-ar trebui să fie un conflict între cele două, ci ar trebui să fie o relație de completare. De completare. Așa este. Tocmai asta este, pentru că oamenii care promovează conflictul acesta, care de fapt e un conflict fals, întotdeauna știința și religia se completează, creștinismul din potrivă, de fapt știința de fapt confirmă ceea ce creștinismul deja spune, poate spune de mii de ani. Vreau să discutăm puțin. Cei care fac asta uită un lucru foarte interesant. Acum când unii zic că școala, de fapt, creștinismul nu promovează educația, creștinismul nu promovează școala, creștinismul creează oameni care sunt ignoranți, ceea ce este absolut greșit, uită un singur lucru și vreau să facem un exercițiu de istorie acum și să ne uităm puțin la originile învățământului. Hai să ne uităm la România, putem să vorbim și din alte părți, dar o luăm România. Dacă ar fi să tratăm și să le aducem aminte de fiecare dată, că de fapt, unde s-a născut educația? Unde s-au tipărit primele manuale, cărți? Hai să vedem. Eu ți-aș răspunde foarte frumos, așa, printr-o expresie care mie mi-a plăcut. Școala s-a născut în tinda bisericii. Așa este. Pentru că atestată avem prima școală românească în anul 1495 în Șchei Brașovului, chiar la Biserica Voievodală Sfântul Nicolae. Și dacă aș fi să completez tabloul acesta, primele școli românești au fost susținute de biserici, de mănăstiri, de locașurile de închinare, de cult. Primii învățători au fost chiar preoții. Exact. Și de aici avem termenul care s-a păstrat până în zile de astăzi, de dascăl, cu dublă semnificație, învățător și cântăreț bisericesc. Primele manuale au fost folosite din Sfânta Scriptură sau s-a buchisit pe Sfânta Scriptură. Exact. A fost un fel de abecedar la nevoie, da? Sigur. Și despre asta noi găsim în istorie. Ne vorbesc autorii care noi avem, creștini, Eminescu, Arghezi, Galaxion. În Moldova, de exemplu, aș da un alt exemplu. După modelul Academiei de la Kiev, Vasile Lupo a înființat în 1640 prima școală domnească, Academia de la Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi, unde au învățat oameni cărturari de prestigiu, precum Dimitrie Cantemir, Nicolae Milescu, Spătarul, în Muntenia, Șerban Cantacuzino, împreună cu fratele său, în anul 1688 au înființat școala de la Mănăstirea Sfântul Sava, pe care apoi în 1694 au transformat-o domnitorul Constantin Brâncoveanu în Academia Domnească Sfântul Sava. Și au învățat oameni mari de cultură, precum Anton Pandi, Nicu Golescu, frații Brătianu, Spiru Haret. Primele așezăminte de tip școlar au apărut lângă mănăstiri, lângă biserici și au avut ca principal scop învățarea scrisului, limbii slavone, învățarea limbii slavone, au buchisit pe scriptură, așa cum spuneam, și Nicolae Iorga numea școlile astea școli de chilie, pentru că erau
micuțe în jurul mănăstirilor, bisericilor, dar se punea un accent extraordinar pe educație și seriozitatea școlilor de atunci s-a păstrat chiar și în perioada reformei protestante și mult mai târziu, chiar până în zilele noastre în lume, cele mai prestigioase școli și instituții de învățământ, împreună, începând de la, eu știu, stadiul acesta al grădinițelor, până la facultăți, academii, sunt patronate de diverse biserici și instituții confesionale creștine, care urmăresc nu doar progresul spiritual, ci și cel profesional, educațional, științific. Da, pentru că și astea sunt lăsate de Dumnezeu și sunt, practic, una, pe de-o parte, se studiază creația, da, prin teologie, prin, și apoi, pe de altă parte, creatorul prin teologie, și apoi, prin învățătura, prin educație, se studiază creația. Oamenii aveau nevoie și este interesant și asta trebuie să aducem aminte de fiecare dată când cineva ne acuză pe noi creștini că am fi niște oameni care nu promovăm școala, nu promovăm educația. Ama, sunt și oameni care, într-adevăr, nu sunt foarte buni prieteni cu învățătura, dar asta nu e trebuie să generalizăm. Exact. Și oamenii aceștia lui Dumnezeu, preoții aceștia, călugării aceștia, au înțeles importanța, cât de important este, inclusiv pentru viața de zi cu zi și pentru promovarea Evangheliei. Bun, i-au mai făcut ceva pe lângă asta, pe lângă educație, multe spitale, multe școli, multe instituții acestea de îngrijire a orfanilor, da? Deci vorbim și activitatea socială, deci practic biserica în cadrul mănăstirilor, în cadrul comunităților, a înțeles că educația și asistența aceasta socială, așa cum se numește, sunt foarte importante. Merg mână în mână și au un rol extraordinar în dezvoltarea societății. Au creat acele școli la început și au dat seama că au nevoie de manuale, de tipărituri, au apărut primele tipografii pe lângă mănăstiri. De exemplu, prima tipografie e atestat undeva în 1588 la mănăstirea Dealu și atunci s-a tipărit și s-a editat un liturghier la inițiativa voievodului Radu cel Mare. De asemenea, când e cunoscut așa diaconul Coresi, exact, o să citez ceva din ceea ce el argumenta în psaltirea sa, prima apărut în limba română în 1577 și tipărită. Și el spune așa, citesc, cu mila lui Dumnezeu, eu, diacon Coresiv, deacă văzuiu că mai toate limbile au cuvântul lui Dumnezeu în limbă, numai noi, românii, n-avăm. Și Hristos zise, cine cetește să înțeleagă. Am încheiat citatul. I-au înțeles la vremea aceea cât de importantă este educația și acea educație care are nevoie de manuale, de tipărituri, de un context bine consolidat, profesori bine pregătiți și atunci, aș zice, s-au pus bazele învățământului românesc, modern. Așa este. Totuși, nu trebuie să ignorăm în zilele acestea și un alt curent care, practic, vine împotriva educației religioase, da? Și aici avem de iar de-a face cu problema noastră în calitate de părinți și anume cu secularizarea. Spuneam că noi ne facem datoria. Învățăm copiii, ajung la școală într-un sistem secularizat. Și vreau să vedem ce putem spune despre asta. O laicizare din aceasta care a venit treptat. Pentru că la început învățământul fiind în biserică, pe lângă mănăstiri, a fost clar, se făcea știință, dar se făcea și Sfânta Scriptură. Se îmbinau. Acum totul devine laic, secularizat și chiar se învață multe lucruri împotriva creștinismului. Da, nu putem să ignorăm faptul că secularizarea și tendința aceasta de reducerea valorilor absolute și adevărului, care nu mai e văzut ca un adevăr absolut, ci ca unul relativ și ca unul care e schimbător. Azi e adevărul meu, mâine e al tău și așa mai departe. Asta pune în dificultate foarte mult educația și chiar s-au făcut așa niște cercetări în
în domeniul acesta și se preconizează că undeva în anul 2041, dacă ritmul acesta e ascendent și în trendul acestor zile, undeva populația globală va ajunge către ateism anul 2041. E adevărat, sunt niște pronosticuri, niște calcule făcute, dar observăm că tendința lumii noastre și în special a țărilor europene foarte bine dezvoltate să nu-și mai găsească, să-și mai găsească rostul, ancorarea în divinitate, în ajutorul divinității, ci tot ceea ce au, existența lor, traiul lor și perspectiva de viitor, cred că lor li se aparține, că datorită înțelepciunii umane și progresului științific au ajuns aici și nu mai văd niciun rost în a căuta fața lui Dumnezeu sau a căuta prezența lui Dumnezeu. Asta e un pericol pentru zilele noastre, pentru noi toți. Și aici avem noi un rol major creștinii, să avem o credință vie, practică, autentică, nu doar o credință așa la nivel de intelect, intelectuală, ci oamenii din jurul nostru să vadă că, într-adevăr, noi punem preț pe relația cu Dumnezeu. Noi credem chiar promisiunile lui Dumnezeu. Ne bizuim pe ajutorul lui. Credem că, într-adevăr, în boală, în suferință, suntem într-un context acum pandemic, Dumnezeu chiar răspunde și aduce vindecare, intervine. Dumnezeu dă putere la examen, că vorbim de educație, îți dă memorie, îți dă înțelepciune, că Dumnezeu îți dă sprijin atunci când, eu știu, te lasă puterile, când înalți o rugăciune și ai credința aceasta că El îți vine în ajutor, chiar răspunde. Și Cuvântul lui Dumnezeu ne prezintă oameni care au fost puternici, pe de altă parte cu slăbiciuni, dar oameni care au făcut lucrări mari, Ilie, supus unor același slăbiciuni ca și noi. Dar s-a rugat un om neprihănit. Așa este. Și uite că asta ne dă și nouă curaj astăzi, în zilele acestea, pentru că ne uităm la experiențele din trecut. Avem experiențele altora, acelor din Sfânta Scriptură în special, dar și experiențele noastre personale. Spunea cineva că, de fapt, David spunea că acel Dumnezeu care m-a ajutat să scot, să mă lupt cu leul și să scot oaia, da, din gura leului, din mâna ursului, mă va ajuta și în cazul acestui uriaș, da. Nu? El spunea. Deci, practic, în momentul în care rămâi fără resurse, rămâi fără nicio putere, te aduce aminte de ceea ce a făcut Dumnezeu altă dată cu tine. Da, ai nevoie aici, Cătălin, de experiențe, că dacă e să ne uităm un pic la un alt context, poporul Israel a avut lideri foarte puternici, proeminenți, oameni ai lui Dumnezeu, Moise, apoi Iosua, și spune că acea generație a rămas alipită lângă Dumnezeu cât i-a avut pe oamenii ăștia, pe Moise, Iosua, apoi urmașii lui Iosua, care au văzut direct experiențe, lucrările lui Dumnezeu. După ce s-au dus acele generații, poporul încet, încet, a zice, s-a secularizat sau s-a idolatrizat. Pentru că nu mai avea o experiență directă cu Dumnezeu, doar din amintiri, din povestiri. Și, de fapt, astăzi anticreștinii sau acei care, eu știu, antagonizează creștinismul și îl ironizează, de fapt, ce spun ei? Dumnezeu undeva a blocat în trecut, în istorie, nu mai are loc în prezentul nostru, în viitorul nostru. Ce Dumnezeu? Dumnezeu are treaba Lui, noi cu treaba noastră. Și pentru că s-a rupt relația asta directă a implicării divinității în istorie, în cursul vremii și în viața de zi cu zi, de asta s-a și produs secularizarea. Și de-aia spuneam, noi, Biserica, urmașii lui Hristos, avem un rol major să-L prezentăm pe același Hristos care nu s-a schimbat. El spune, sunt același ieri, azi și în veci. Slăviți să fie numele Lui. Amin. Așa să fie. Pe lângă mari oameni despre care am menționat Daniel, hai să ne uităm puțin și în secolul trecut sau știu eu puțin mai înainte, dacă sunt oameni care, într-adevăr, pe lângă faptul că erau credincioși, au fost și oameni de școală, oameni care iubi școala,
oameni care au pus preț atât pe educația religioasă cât și pe educația. Pentru că de obicei ni se spune că noi suntem mai ignoranți, noi nu învățăm, ci oamenii adevărat de știință, oamenii care au învățat, ei nu sunt credincioși, ei nu cred în prostiile astea legate de Dumnezeu, legate de creație. Cred că realitatea e alta. Nu știu dacă e realitatea asta. Ceea ce știm este că și înainte de reformă, și în secolele trecute, oamenii mari de știință au fost oameni credincioși. Și ei au fost ironizați la vremea respectivă, unii chiar taxați dur, dar au adus lumii noastre moderne de astăzi mari invenții și o contribuție extraordinară. Și dacă îmi dai voie, o să amintesc pe câțiva dintre ei. Te rog. Louis Pasteur a fost un om de știință francez. Și aici a avut el un rol deosebit în microbiologie, descoperitorul fenomenului numit izometrie. Apoi Tacet, asta s-a născut în Belgia, studia matematica, fizica, logica, dar pe lângă asta a fost un bun teolog, a fost și preot din ceea ce știm și întotdeauna el a îmbinat slujirea aceasta eclesială cu activitatea academică, științifică. Despre Isaac Newton n-are rost să mai spunem, ceea ce doar aș vrea să menționez. Și astăzi, pe mormântul său, sunt următoarele cuvinte. Aici, citez, se odihnește Sir Isaac Newton, nobil, care cu o rațiune aproape divină a demonstrat cel din tâi, cu făclia matematicii, mișcarea planetelor, căile cometelor și fluxurile oceanelor. El a cercetat deosebirile razelor luminoase și diferitele culori care apar în legătură cu acesta, ceea ce nu bănuia nimeni înaintea lui. Interpret sârguincios, înțelept și corect al naturii, al antichității și al Sfintei Scripturi. El a afirmat prin filozofia sa măreția Dumnezeului Atotputernic, iar prin caracterul său exprima simplitatea evanghelică. Să se bucure muritorii, spunea acest citat, că există o asemenea podoabă a speciei umane. Și pe lângă el, Einstein, considerat cel mai mare savant al secolului 20, și-au rămas acele celebre cuvinte ale lui: Dumnezeu nu joacă niciodată la zaruri sau nu aruncă așa piesele aleatorii. Chiar nu există haos generalizat, este o ordine, este totul programat, este o ordine în universul acesta. Blaise Pascal, și aș veni un pic în zilele noastre, avem și români, Nicolae Paulescu e considerat inventatorul insulinei și omul acesta a fost un om credincios, un om creștin, cu teamă de Dumnezeu. În viață îl avem pe medicul specialist neurochirurg Leon Dănăilă, un om credincios, care în multe interviuri el și-a declarat public credința și a spus că marele realizări în operațiile pe care el le-a făcut a fost cu ajutorul lui Dumnezeu, altfel n-ar fi reușit. Dincolo de înțelepciunea lui umană, George Manu, un fizician român, are o contribuție extraordinară în dezvăluirea absorției radiației alfa. Apoi Alexandru Mironescu, savant și scriitor, el a fost și în gruparea aceea Rugul Aprins de la Mănăstirea Antim din București. A fost un om de cultură, e adevărat, discret, dar un om credincios, cu o profundă stare așa duhovnicească și o relație apropiată cu Dumnezeu. Aș spune că această afirmație că știința neagă credința e falsă și totdeauna credința și știința au mers mână în mână, s-au completat și mari oameni de știință au avut contribuții frumoase pentru istorie, pentru umanitate, pentru faptul că au avut o credință solidă. Așa este. Sunt multe exemple de oameni care au înțeles lucrul acesta și nu au avut nicio ezitare să-și mărturisească credința. Probabil și erau oameni mari, academicieni, oameni... Unii au și plătit, n-au fost nominalizați la premiul Nobel sau alte premii datorită faptului că ei și-au exprimat credința public. Asta se întâmplă și acum, dacă ne uităm, mulți oameni sunt
să spunem, izolați oarecum de, din, de la diverse premii, concursuri, pentru faptul că și-au asumat în public credința. Și pentru secolul 21, a fi credincios și om de știință sunt două lucruri incompatibile. Ceea ce ai spus mai devreme este absolut eronat. Daniel, ne întoarcem iar la copii, ne întoarcem iar la școală, ne întoarcem iar la educația de acasă, pentru că, până la urmă, noi am trecut deja prin faza aceasta, cel puțin și eu și tu am trecut prin experiența aceasta și înainte de Revoluție, deci am început școala înainte, am continuat după. Deci, lucrurile, a spune că au luat-o puțin razna în vremea aceasta, mai ales în perioada aceasta școlii online, lucrurile se denaturează și vedem efectele negative pe care le are școala aceasta pe vreme de pandemie asupra copilului noștri. Dar ne întoarcem puțin la investiția pe care o face părintele în copilul său. Pe de parte, educația aceasta pe care o primește acasă la biserică este, aș spune, vitală, necesară, dar ea totuși trebuie completată și cu educația laică. Pentru că altfel nu cred că ne-am fi, altfel nu ne-am fi dat copiii la școală. De ce? Pentru că au nevoie de o meserie, au nevoie să se pregătească, să fie util societății, să-și câștige o pâine. Ideea este următoarea. Sunt o categorie de oameni, de părinți credincioși, care ezită, au o reținere în a încuraja pe copii să studieze, să citească o carte în afară de ceea ce învață la biserică. Vorbim de cărțile acestea de literatura universală, unele care nu sunt creștine, da? Care nu promovează. Ba, din potrivă, unele chiar sunt contra. Sau exemple negative. Nu mai vorbim de alte acte de cultură, de a merge la teatru, operă, știu eu, știi, alte lucruri dintre acestea lumești, cu ghilele mele de rigoare. Ceea ce a aumentat până în dezavantaj copilul nostru și chiar îl poziționează într-o într-o situație, într-o stare de aceasta de a fi altfel decât colegiul lui. Inferior. Inferior. Asta e cuvântul care. Cum vezi tu lucrul ăsta? Sau, hai să spun altfel întrebarea. Ar trebui părinții creștini să fie într-adevăr deschiși, să lupte, să... Deși e un teren minat. Am spus că secularizarea, școala, cel puțin în România, și nu numai în România, în diaspora e și mai rău, școala e secularizată, clar. Dacă nu duci copilul la o școală specializată, creștină, în care să mai învețe și altceva în afară de... Acolo e un teren minat, un teren în care unii pot să ia razna. Da, o să am așa un răspuns mai elaborat și sper ca să mă înțeleagă foarte bine ascultătorii noștri. Confuciu spunea, natura ne aseamănă, educația ne deosebește. Și el vorbea la modul general de educație. Da, prin identitatea aceasta naturală, toți suntem oameni, suntem creația lui Dumnezeu, dar trebuie să recunoaștem că educația joacă un rol major în devenirea noastră ca specialiști, ca profesioniști, ca oameni, ca indivizi în societate. Și știu curentul acesta despre care zici, teama aceasta, și aici n-ar trebui să acuzăm părinții, pentru că au dorința asta de a-i proteja pe copii, de a nu se rătăci, de a, nu a lua pe căi greșite. Acum, trebuie să ne recunoaștem și noi limitele, pentru că ai noștri copii au nevoie de matematică, de fizică, de biologie, de limbi străine și noi nu putem fi mici savanți cu cunoștințe în toate domeniile acestea și au nevoie de niște dascăl care să îi așeze pe o traiectorie bună, să le pună bazele, începând din învățământul primar, învățătoarea, învățătorul care îi pune pixul, stiloul în mână pentru prima dată și învață primele litere, apoi sunt ceilalți dascăl, profesori pe aceste profesii și au nevoie de cunoștințe solide. Într-o societate care este într-o continuă dezvoltare, evoluție, cât am vrea noi să ținem pasul cu noile tehnologii, cu noile dezvoltări, noi nu vom putea să ținem pasul în toate aceste domenii, discipline. De exemplu, soția mea
se pricepe foarte bine la matematică și pentru că a făcut matematică și poate să o ajute pe fiica noastră, să spunem, dar la biologie nu are cunoștințele pe care le are un profesor. Sau, dăm un alt exemplu, la istorie, geografie și în educație e nevoie de un spectru general, să-și formeze o cultură generală, apoi o școală publică, aici evident că trebuie avut grijă și anturajul și contextul, dar în general o programă școlară are în vedere o dezvoltare echilibrată a copilului pe toate palierele și domeniile acestea, disciplinele științifice și apoi în funcție de abilitățile lui, de chemarea lui, de pasiunile lui, să poată orienta spre o profesie, cum spuneai tu, spre alegerea unei meserii și pregătirea în direcția respectivă. Pentru viață, până la urmă. Sigur. Și pentru a-și câștiga o pâine. Și acum, eu aș veni cu exemplul acesta biblic. Se spune despre Moise că a învățat toată înțelepciunea Egiptului. Acum, poate unii vor comenta, da, dar asta era înainte de chemarea lui Dumnezeu. Dar niciunde în Biblie Dumnezeu nu este împotriva educației, pregătirii. Chiar chemarea pe care el a adresat-o poporului ales era de a fi cap și nu coadă. Și asta implica de a fi întâi în toate, inclusiv în aspectul acesta profesional, educațional. Și astăzi evreii ne dau clasă în toate domeniile. Deci când vorbim despre tehnologie, despre startup-uri, dacă lucrez acolo și știu cum este, deci sunt uimit. Nu vine mie să cred, când văd în domeniul acesta, că Biblia se împlinește 100%. Cele mai mari invenții pe care noi le folosesc de evrei. Acum, ca să ajutăm pe copiii noștri și să închei răspunsul acesta, evident că noi trebuie să fim vigilenți și să fim foarte atenți la ceea ce apar prin manuale, informații și mă refer la special obiectele acestea, eu știu, anatomie, biologie, unde aici să mai... Plus subiectele, materiile acestea care se introduc oarecum, educație sexuală, educație pentru sănătate, da. Orele acestea de dirigenție sau extrașcolare care, în care apar tot felul de ONG-uri. Părinții ar trebui să știe și să-ți dea acorde, într-adevăr. Deci părintele are datoria să știe ce învață copilului, dar nu să-i îngrădească. Sigur, nu să îngrădească și să-i lasă oarecare libertate copilului să exploreze. Spuneai de a interzice anumite cărți. Eu n-aș merge, dacă are copilul meu curiozitatea asta, poate l-aș pregăti înainte de a citi sau pune mâna pe cartea respectivă, i-aș da niște direcții, niște îndrumări, dar l-aș lăsa să înnoate, să exerseze un pic mersul și când observ că apar marile dileme și când el de la sine va spune nu mi se potrivește sau n-am înțeles sau atunci avem rolul major de a veni cu explicații, de a aduce cum să spun, acel echilibru, aduce. Deci echilibru, ai folosit foarte frumos termenul acesta, echilibru este nu să-i ține pe copilul nostru, să-l ține pe copiii noștri într-o cușcă, așa să zic, într-o arie protejată, da? Casă, biserică și să-l privăm de a da față în față cu lumea. Că până la urmă, mai devreme, să mă zic, tot se va lovi. Lumea va fi în el, oricum. Eu îți dau un exemplu și aici am apreciat foarte mult înțelepciunea părinților mei. Eram în școala primară, sau asta era imediat după Revoluție, nu erau atunci televizoare, că tot s-a antagonizat foarte mult și s-a vorbit în fel și chip despre televizor. Însă apăreau atunci, la vremea aceea, după Revoluție, puține desene animate așa cum erau ele. Și mama a zis, decât să merg prin vecini și să stau în tot felul de anturaje, a zis, mai bine să avem acasă televizorul nostru și să fiu monitorizat și să stau liniștit acasă și să văd, evident, sub supravegherea părinților. Și asta a fost așa pentru mine o încurajare, pentru că oricum inima mea era acolo. Nu aveam acasă, trebuia să merg la vecinul, la colegul, să mă uit la un program la TV. Și asta zic, copiii au anumite curiozități. Să le satisfacem, dar cu limite, cu monitorizare, cu vigilență.
Așa este. Mi-a plăcut exemplul tău de, din Vechiul Testament. Vorbeai de Moise, care a învățat toată înțelepciunea Egiptului. Și, într-adevăr, Moise a avut parte de o școală de înaltă clasă. De elită. De elită. Și a folosit. Pentru că a știut cum să vorbească, a știut cum să te adreseze. A avut talentul acesta de lider, a învățat multe lucruri. Noi ne uităm așa la narațiunea asta din cartea Exodul și cumva cu un ochi critic la Moise, că era șovăitor, că era, se bâlbâia, că nu avea talent oratoric. Dar dincolo de, și că mereu depindea de Dumnezeu, îi cerea lui Dumnezeu să fac ce să spun lui Faraon, trebuie să mă duc, Dumnezeu tot îl împingea din spate. Noi nu avem aici toate elementele, dar din cadrul acela, dar să știți, în fața lui Faraon nu mergea oricine și trebuia să ai oarecare prestanță, oarecare imagine și oarecare cultură ca să aduci un argument, o oratorie, un discurs public. E adevărat că nu știu cât s-a folosit de Aaron, probabil s-a folosit și de Aaron în anumite situații, dar Moise avea pregătirea aceea necesară, nu degeaba l-a ales Dumnezeu tocmai să se ducă în fața lui Faraon. Că dacă era, putea să aleagă un alt evreu de acolo, din poporul Israel. Exact, exact. Dar hai să ne uităm puțin și în Noul Testament. Ce părere ai despre Saul, despre Pavel? Și până la Saul, avem exemplu pe Domnul Iisus Mântuitorul, la vârsta de 12 ani, el stătea, a rămas la Ierusalim și stătea de vorbă cu rabinii, cu învățații templului, cu cei mai înalți oameni în Tora și în Sfintele Scripturi și se delecta. L-ascultau cu drag. Avea înțelepciunea aceasta divină, dar în latura aceasta umană, Mântuitorul a pus un accent deosebit pe formare, pe educație. Ai dat exemplu lui Saul, apostolului Pavel, ulterior. Da, el a studiat și n-a studiat puțin. Noi citim așa printre rânduri, studia la picioarele lui Gamaliel, ce-o fi fost asta, nu era o școală ușoară. Din tradiția rabinică, noi înțelegem că după ce se termina perioada aceea în care copilul era încredințat mamei, până la 5-6 ani, după aceea el era în funcție și de posibilitățile familiei. Fie tatălui, dacă era un pic educat, fie unui rabin, unui învățat. Și de acolo începea adevărata școală a vieții. Memorare, citire și se punea foarte mult accent pe cunoașterea Sfintei Scripturi, a tradiției orale, tradiției evreiești. Copilul era pregătit pentru viață și nu doar Biblia sau Scriptura se studia, inclusiv era învățat o meserie și Apostolul Pavel știa să facă corturi. Avea o disciplină, o profesie pe care o învăța. Absolut, deci învățau niște lucruri practic astfel încât să-și poate câștige existența. Deci învățau astronomie, filozofie, vă dați seama tot ce era filozofia greacă. La vremea respectivă se făcea. Deci, retorică. Nu mai vorbim. Gândiți niște lucruri pe care altfel nu l-ar fi ajutat cu nimic pe Pavel să se ducă să se adreseze atenienilor, da? Sau să stea în fața marilor învățați ai lumii. Împăratului. El făcea parte din acel Sanhedrin, din 70 de rabini ai poporului Israel. Acolo nu ajungeai oricum. Să zicem, în zilele noastre e acea, poate, Academie Română sau cea mai înaltă Academie a oamenilor de știință. Așa este. Și mai mult l-a ajutat să-și promoveze credința. Deci, pe lângă faptul că el era de o înaltă calificare, asta l-a ajutat inclusiv să se ducă cu Evanghelia în niște locuri în care oamenii de rând, probabil Petru, care era pescar, n-a avut acces. Da, ușile s-au deschis mult mai ușor în contextul acela al culturii greco-romane. Și era cetățean roman. Exact, era cetățean roman, știa limba greacă, știa ebraică, aramaică. Avea o deschidere mult mai largă în cele mai înalte sfere ale societății. Și Dumnezeu s-a folosit de el, însă ce apreciem la Apostolul Pavel este că el și-a cunoscut și limitele umane și totdeauna l-a pus pe Hristos, a știut să-l pună pe Hristos înaintea tuturor lucrurilor acestora omenești. Da, nu și-a
negat pregătirea educațională, însă întotdeauna a spus ceea ce sunt, ceea ce am realizat, se datorează Harului Hristos. Nu eu, ci Hristos. Și îndurării lui Hristos. Și într-adevăr, Dumnezeu l-a folosit pe Apostolul Pavel într-un mod extraordinar și a știut să-l și smerească atunci când a fost cazul, dar a știut să și înalțe. Slavă Domnului! Spune Pavel, eu sunt iudeu născut în Tarsul Cilicei, dar am fost crescut în cetatea aceasta, am învățat la picioarele lui Gamaliel să cunosc cu deamănuntul, ce înseamnă cu deamănuntul, legea părinților noștri și am fost atât de plin de râvnă pentru Dumnezeu cum sunteți și voi azi. Plin de râvnă pentru Dumnezeu și plin de râvnă pentru educație, pentru școală. Dar o râvnă până al cunoaște pe Hristos greșită și i-a trebuit Hristos să-i taie calea și să-i arate drumul corect. O vezi, observ că cine a fost cu râvnă în direcția greșită când s-a pocăit, când s-a întors către Dumnezeu? A păstrat râvnă. A păstrat râvnă. Deci dedicarea a făcut-o până la sacrificiu suprem, până a fost martirizat. Da. Îl avem și n-aș vrea să trecem și peste exemplu lui Daniel și a prietenilor săi. Un context destul de ostil, luați captivi în robie, duși într-o cultură nouă, într-o țară străină și ni se spune că ei au fost forțați, obligați să învețe atât scrisul cât și limba vorbită a babilonienilor și timp de 3 ani au fost formați în cultura aceea babiloniană. Tineri care la bază au avut o formare creștină, o educație, că de aici am pornit, o educație religioasă, de acasă, de la părinți, din contextul evreiesc. Și asta i-a ajutat să-și păstreze credința nealterată într-un context păgân. Un exemplu foarte frumos. Un exemplu foarte frumos la ceea ce discutam noi. Atât de bine au fost educați de către părinții lor, astfel încât nu și-au pierdut obiceiul. Ei nu mai erau cu părinții. Părinții nu mai erau. Dar asta nu i-a împiedicat să rămână fermi, să stea drept în fața împăratului și dimpotrivă să fie și cei mai buni dintre cei tineri, că erau și alții de alte neamuri care erau învățați acolo, și să fie unii oameni de bază în societatea aceea, deși erau, până la urmă erau niște robi. Da, au excelat și chiar au fost puși în pozițiile cele mai cheie. Un exemplu de mărturie de din alt nivel, cei trei tineri. Daniel, timpul a trecut. Uite că cu ajutorul Dumnezeu am ajuns la sfârșitul emisiunii. Aș vrea un gând, un verset, o concluzie. Ceva cu care crezi că ar fi bine să încheie emisiunea aceasta? Eu aș folosi, de fapt, îndrumarea lui Dumnezeu care a lăsat-o cu limbă de moarte poporul Israel în ce privește educația copiilor și a generațiilor care vor veni după ei. Și părinții erau sfătuiți și Dumnezeu le-a spus așa, Deuteronom 11, de la 18 la 20, puneți-vă dar în inimă și în suflet aceste cuvinte pe care vi le spun, să le legați ca un semn de aducere aminte pe mâinile voastre și să fie ca niște fruntarii între ochii voștri, să învățați pe copiii voștri în ele și să le vorbiți despre ele când vei fi acasă, când vei merge în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale. Din asta noi vedem că trebuie să fie vizibilă credința. Învățătura creștină nu trebuie ascunsă, nu trebuie diminuată, nu trebuie banalizată, ci trebuie valorificată. Și asta îmi doresc și ar trebui noi ca și popor al Domnului să avem ca prioritate, să iubim copiii, să iubim educația și să nu încetăm a ne educa, a ne pregăti. Și noi ca părinți trebuie să continuăm a învăța. Slavă Domnului, Daniele, îți mulțumesc foarte mult pentru seara aceasta, îți mulțumesc pentru prezența ta. A fost o bucurie să ne revedem, să discutăm. Pentru dumneavoastră, stimați prieteni, vă aduceți-mi aminte că astăzi am discutat împreună cu invitații noștri despre educația religioasă. Am vorbit despre abordarea laică și abordarea religioasă a vieții și mai ales despre relațiile pe care știința și
credința le au în lumea aceasta. Daniel, fii binecuvântat. Mulțumesc. În lucrarea pe care o faci, atât la radio, cât și în biserica pe care o dujești. Mulțumesc mult, mulțumesc pentru invitație și tu fii binecuvântat în tot ceea ce vei realiza și realizezi deja. Mulțumesc. Stimați prieteni, vă mulțumim și dumneavoastră pentru seara aceasta, vă mulțumim că ați fost cu noi, noi vă binecuvântăm și până data viitoare vă spunem la revedere!